Dragii mei gemeni, bine v-am regăsit pe canalul Laura Scop, un mesaj din partea minunatilor ghizi spirituali despre o persoană care a cam dispărut așa din viața dumneavoastră. Dacă există o astfel de situație și dacă rezonați, vă invit în minutele următoare să aflăm împreună la ce să vă așteptați dumneavoastră din partea unei persoane care în momentul de față tace, nu spune nimic, a dispărut, nu mai știți nimic de el sau de ea și în continuare, la ce să vă așteptați? O să intrăm puțin în energia persoanei respective. Cred că persoana aceasta, în momentul de față, consideră că este bine unde este, se simte plin de emoții, așa, de pe din afară. Asta înseamnă că s-ar putea să fie într-o altă relație. Avem aici și o relație de trio. S-ar fi putut întoarce la relația pe care a avut-o înainte de voi sau, eu știu, în momentul de față să fie ales pe altcineva în defavoarea dumneavoastră. Așa, grosso modo, din punctul său de vedere sau cum se văd lucrurile la suprafață, lucrurile arată foarte bine și eu zic că este mult mai răbdător, mult mai răbdătoare cu acea persoană cu care, atenție, să știți, se ceartă. Adică, culmea, știți care este? Momentul în care a fost cu voi, vorbesc despre o anumită categorie, bineînțeles, de gemeni, în momentul în care a fost cu voi, persoana asta s-a comportat în unele cazuri obsesiv-compulsiv, iar dumneavoastră l-ați înțeles sau ați înțeles-o. Vă așteptați cumva să se poarte echilibrat cu voi, având în vedere că voi ați oferit acest echilibru. Adică, dacă oferiți echilibru, ați fi vrut și voi să aveți echilibru din partea sa. Ei bine, acum a cunoscut pe altcineva și cu acea persoană se poartă ca un mielușel sau ca o mielușică. Cred că ați mai auzit despre aceste situații, nu este nimic nou sub soare. Bravează, nu zic că nu postează chiar cât de bine este cu alături de persoana respectivă. Și își face planuri pe termen lung alături de cineva pe care a cunoscut-o dintr-o dată sau l-a cunoscut dintr-o dată. În viața sa, o schimbare spontană, fulgerătoare, s-a îndrăgostit așa la prima vedere de o persoană cu care acum este mielușel. Adică, acum, nu știu cum să zic, adică pe voi nu va aprecia, dar apreciază pe cineva care îl sau o perpelește pe toate părțile. Dar este temător sau temătoare că va rămâne cu buza umflată, pentru că această carte ne vorbește despre faptul că îi este teamă să nu fie, să dea totul de data aceasta și să-i se întâmple și lui sau ei la rândul său ceea ce v-a făcut vouă. Este puțin teamă că roata, fie cât pătrată, se mai întoarce odată. Nu are încredere în el sau în ea, este dispus să dea totul, dar nu are încredere în relație, trăiește momentul și este, cum să vă zic, are frică să acționeze în vreun fel, să nu supere, să nu-l supere, se poartă așa cu mânuși, ca un glob de cristal. De fapt, voi ați fi fost, ar fi meritat să se poarte așa cu voi, cred eu. La semne zodiacale importante, poate să fie Săgetător, Scorpion, Capricorn, Taur, Berbec și Leu, ca semne zodiacale importante. Haideți să vedem ce urmează, foarte multe cărți. Ok, mulțumesc. Ce urmează pentru voi? Cum spuneam, Taur, Berbec, Capricorn, Vărsător și Leu, se repetă aceste semne zodiacale. Pentru voi s-ar putea să urmeze o călătorie sau să cunoașteți o persoană care locuiește într-o altă țară sau într-un alt oraș. O persoană cu care veți râde destul de mult. Acum, dacă este o persoană care știe de voi, aici mă refer și la un prieten sau la cineva cu care s-ar putea să fi discutat destul de mult despre situația dumneavoastră, ei bine, văd că există șanse promițătoare ca să se lege ceva între voi. Dacă nu, posibil ca o persoană care se află la o distanță de voi să călătorească spre voi, să vină către voi, să vă cunoască, să-și dorească să vă cunoască sau chiar voi să începeți o relație la distanță cu această persoană. Pentru că vă văd zâmbind, vă văd mult mai relaxat, mai relaxate.
Și cel puțin în iubire aveți noroc alături de această persoană, s-ar putea să fie un du-te-vino sau persoana asta să călătorească foarte, foarte mult. Aveți noi oportunități. Asta înseamnă că noi experiențe romantice sunt pe cale să se întâmple, moment în care cred că vă va fi mult mai ușor să uitați de dezamăgirea provocată de persoana despre care eu am vorbit mai devreme și care s-ar putea să aibă un semn distinctiv pe unul dintre obrăjori. Dragii mei gemeni, eu vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Până data viitoare, să aveți o seară binecuvântată, cu pace, liniște sufletească. Numai bine, vă pup și vă iubesc. Pa, pa!